și că nu avem un sentiment de satisfacție după acest caz. Noi la Gazeta Sporturilor, și în general presa s-a ocupat, nu doar noi, de acest caz. Ca să explicăm despre ce e vorba pe scurt în acuzațiile respective. La Elena Udrea, procurorii cred că au găsit până la urmă banii aceia despre care tot vorbeam noi, care nu sunt în controlul Elena Udrea, ca să spun foarte clar lucrul ăsta, să nu se bănuiască chestiunea asta, că n-am spus-o niciodată. Dar am spus că o mare parte din banii ăștia, 2.400.000 de euro, aproximativ 1 milion de euro, sunt în conturile unei bănci, în conturi într-o bancă, ca să spun așa, nu voi spune în conturile cui sunt în momentul ăsta, căror entități, dar sunt în conturi bancare și pot fi recuperați de către statul român prin procurori, proces și așa mai departe. Dar ei există. Am scris lucrul ăsta de foarte multă vreme și am fost supuși unor presiuni foarte mari. Și noi, și procurorii, și alți oameni care s-au ocupat de caz, tocmai din motivul că în mijlocul acestui caz se afla și, sau printre cei care, iată, sunt urmăriți penal, se afla și Elena Udrea. Că altfel cazul nu e un mare caz, să fim serioși. E o gală de box profesionist, sunt 2,4 milioane de euro, față de miliardele din Microsoft este un nimic. Însă, de ce este cazul important? Este pentru că noi am dovedit chestiunea asta foarte clar și cred că și procurorii o să regăsim cu toții în dosar și poate în rechizitoriu, dacă va avea loc un rechizitoriu. Dar probabil că va avea. Și anume, statul român, prin angajații săi, și nu doar de la Ministerul Dezvoltării, s-a dus cu documente false la Uniunea Europeană pentru decontare, la fondurile europene pentru decontarea acestor bani. Oamenii aceia s-au prins, au făcut un control draft încă acum 3 ani și 4 luni și din momentul acela a fost clar că banii nu vor fi decontați. Deci banii sunt plătiți din bugetul național al României, au fost plătiți acești bani și ei, repet, o parte din ei se află în conturile respective. Dar ce vă face să credeți că s-a ajuns în acest punct în care, iată, se cere încuvințarea urmăririi penale și pentru Elena Udrea și pentru Ion Ariton, pentru că s-ar fi găsit urma banilor și nu altceva, altă chestiune din acest dosar? Nu, stați un pic, acolo sunt foarte multe infracțiuni potrivit afirmațiilor din referatul DNA, nu potrivit afirmațiilor mele. Eu n-am spus că doar pentru asta. Eu spun că eu sper să ajungă și la banii, pentru că e important ca banii să fie recuperați înainte de orice. Un lucru ăsta. Eu nu sunt mână-mână cu DNA-ul, nu trebuie să spun ce DNA-ul, da? Să nu uităm că noi am scris în momentul în care DNA-ul nu cerceta acest caz și am scris că ei păstrează cazul la certar și au fost nervoși pe noi, pe bună dreptate, treaba lor. Până la urmă au recunoscut că, într-adevăr, cazul mergea unidirecțional doar spre Rudelo Breja, doar spre președintele Federației Române de Box, ca și cum el singur îi determina pe toți ceilalți să facă cheltuirea acestor bani, ceea ce era evident, era la simțul comun că nu e posibil. Repet, nu spun că doar din cauza acestor bani, spun că operațiunea a fost destul de complexă și a avut și componenta asta despre care trebuie să vorbim, că tot ne facem. Oamenii ăștia se făceau pe patrioții pentru că încercau să-i păcălească pe europeni, să cheltuiască bani europene. Iată că, potrivit DNA, nu e o patriotism lucrul ăsta, ci este infracțiune. Da. Potrivit DNA, vorbim despre trafic de influență în cazul Elenei Udrea, tentativă la folosirea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete pentru obținerea pe nedrept de fonduri europene, ce spuneați mai devreme, dar știm că de-a lungul acestui proces s-au întâmplat multe lucruri. De exemplu, în 6 noiembrie 2013 s-a decis, procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a fostului președinte Rudelo Breja, dar scoaterea sub urmărire penală sau neîncepere a urmăririi penale pentru funcționarii din minister, pentru că apoi să se revină asupra discuției. Așa este. Un procuror de caz a plecat din DNA după ce conducerea DNA prin Mariana Alexandru, cea care a fost numită la cârma dosarului în decembrie 2013, a spus că anteriorul procuror nu-și derulase corect activitatea și mergea pe direcția unui singur stat ispășitor. După aia, la un an de zile, a plecat Mariana Alexandru din DNA, concomitent cumva cu declarațiile președintelui statului român, care au fost ciudate, neexplicate niciodată, că a fost inclusiv la adresa noastră niște declarații pe care CSM-ul le-a găsit ca o imixtiune la adresa justiției a președintelui României. Au fost multe, cum să vă spun eu, un dosar cu o miză atât de mică, de fapt, și financiar vorbind, și cu o istorie atât de dureroasă, încât stăm să ne întrebăm de ce a avut loc toată această istorie. Și mă mai întreb încă ceva. Răspunsul meu este pentru că acolo a fost Elena Udrea. Și doi, mă mai întreb încă ceva. De ce acest caz este retrezit în momentul în care
DNA și SRI sunt atacate direct prin șefii lor, vorbim acum nu de instituții, de către Elena Udrea. Asta, cum să vă spun, nu pot să nu mă întreb în momentul ăsta. Adică se răzbună într-un fel serviciile și DNA-ul pe Elena Udrea? Nu știu dacă se răzbună sau nu, dar cetățeanul român se poate întreba așa. Acest caz nu a fost semnat înainte de campanie electorală, pentru că brusc a existat o campanie împotriva celor care porniseră cazul, mai exact împotriva noastră, să nu ne facem că nu știm lucrul ăsta. Deci a fost o campanie dură împotriva noastră atunci. Deci n-a fost semnat înainte de campanie electorală, n-a fost semnat nici după campanie electorală și iată, sunt percheziții la 3 ani și 8 luni după competiție, în momentul în care, la scurt timp, după ce Elena Udrea atacă șefii SRI și DNA. Credeți că se va merge până la capăt în acest moment? Eu am spus tot timpul asta și am fost ironizat permanent de către colegii de breazlă, că eu, Gazeta Sportului, nu e numai eu, de către unii dintre colegii de breazlă, să fiu sincer, Antena 3 mi-a dedicat emisiuni pe tema asta și până la urmă e treaba fiecăruia să nu fie de acord cu noi. Am spus tot timpul că avem încredere în justiție și în acest caz și în alte cazuri pe care le-am investigat și noi și alți colegi din presă. Da, avem încredere în justiție, nu neapărat într-un om, doi, într-un niște inițiale, într-o instituție, și pur și simplu în justiție, în sens larg, avem încredere că statul român e în stare să aducă în fața instanței pe cei vinovați pentru cheltuirea anumitor bani. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Tolontan, pentru